Acest tutorial este o recapitulare și totodată o ilustrare a două dintre blueprinturile prezente în VR Template Optimize 2 pe care vi l-am pus la dispoziție. Ce avem aici este levelul implicit VR Template Map. Nu o să-l folosiți decât ca depozit și ca zonă de testare. O să presupun că v-ați importat deja, ați migrat deja din proiectul vostru levelurile pe care le-ați construit între timp, conform tutorialului VIP03, și acum trebuie să le pregătim puțin. Observăm că de câte ori deschidem proiectul, se deschide implicit cu layer-ul VR Template, levelul VR Template Map. Și nu o să vrem asta. Modificarea se face de la Edit, Project Settings, Map and Mode, unde alegem ce level vrem să vedem la deschiderea proiectului, atât în editor cât și în Play Mode. Mă duc într-unul din ele, văd că am o lumină, nu vreau să folosesc lumina din scenă pentru că vreau să o înlocuiesc cu blueprint-ul de lumină. O caut și o șterg. Și în loc de el, adaug ori de aici, ori toate blueprinturile pe care vi le-am făcut sunt aici în Work și pot fi aduse prin dragare. Dacă nu mai știți exact cum le cheamă. Acesta se cheamă BP Sunsky. Îl las în scenă. Ce poate el să facă e să controleze latitudine, longitudine, nordul. Deci dacă vreți să potriviți scena conform realității, aveți controle de aici. El e posibil datorită faptului că am adus în template la plugin, am activat Sun Positioner. Acesta ne oferă soarele arhitectural care are și posibilitatea de a schimba perioada anului. Nu doar de a roti o lumină direcțională. Deci dacă vreți și mai iarnă, mai vară, soarele mai sus pe cer sau mai jos, mutați de aici. Ora zilei poate fi stabilită de aici. Observați că se și schimbă coloritul în funcție de momentul zilei. Dar astea sunt niște setări care se fac la în editor. O să vedeți că puteți face și setări din la Play Mode. Din controlere. Pe urmă, lumina direcțională poate fi corectată. Dacă aveți probleme cu intensitatea, schimbați de aici. Dacă umbrele sunt prea sharp, le modificați de aici. Astea sunt lucruri pe care le-ați învățat deja. E o recapitulare. Lumina indirectă. Shaft and Bloom, care dau efectul acela de raze. Puteți să le bifați. O să facem o probă să vedem ce se întâmplă și din playtime. Am pus VR-ul și dau drumul la play. Mai trebuie scăzută intensitatea luminii pe butonul notat cu Y.
de pe controllerul stâng, aveți meniu cu care puteți modifica ora. Și luna. Sau puteți să-l mișcați în mod dinamic, să-i dați Dynamic Sun. Dacă viteza mi se pare prea mare, asta se reglează la Edit Mode. La, în sens că i-am adăugat aici o variabilă globală Dynamic Sun Speed, pe care dacă o micșorați o să mișca soarele cu o viteză mai mică. Cam asta ar fi funcționalitatea legată de soare. Acum, verificările pe care o să le fac și la orice scenă, la momentul examenului, vreau să văd cu tasta P dacă aveți zona de teleportare făcută și aici este. Revizuiți VIP 01 ca să aflați cum a fost pusă, dacă nu știți, și vreau să văd dacă este sau nu este nanit toată geometria de la LID, nanit visualization triangle. Ar fi trebuit să văd foarte multe triunghiuri ca acestea, deci geometria nu a fost făcută nanit. Ca să o fac nanit, mă duc aici la filtre, văd că am bifat static mesh, aleg static mesh din tot contentul. În principiu ar trebui ca totul să fie nanit. Clic dreapta pe mesh-urile selectate, de aici de la nanit, enable nanit. Și în consecință totul e recalculat. De asemenea, nu uitați de setările de scalabilitate. Am rezolvat nanit. La scalability să apară medium, în detaliu, așa. Dacă nu aveți scrisul aici, vă duceți la settings, enable scalability settings, alegeți medium la tot mai puțin global illumination și reflection, care trebuie să fie high. Player start, îl puneți acolo unde vreți să înceapă, îl puteți adăuga de aici dacă nu-l aveți, player start. E locul unde se spawnează jucătorul la început, se va spawna aici, îl puneți pe podea și cu fața unde doriți să fie arătată de săgeată. O să pregătesc la fel și levelul 2. Când trec de la un level la altul cu dublu click, mă întreabă dacă vreau să salvez modificările și le salvez. Aici tot așa caut lumina. O șterg. O înlocuiesc. Grupul ăsta. Modific. Intensitatea. Mai e ceva de făcut, și anume la World Settings să verific dacă lumea este navigabilă în VR, dacă la Selection Game Mode, VR Game Mode, valabil și pentru levelul acesta și pentru celălalt. Acum pun un portal de trecere dintr-un level în altul, să zicem că vreau să fie aici trecerea. Portalul pe care l-am pus la dispoziție se află în Work. Blueprint. Change level. Și el arată așa, dar poate fi schimbat după cum doriți. Fiecare din componente poate fi modificat.
pentru că puteți intra la details și selecta planul de pildă și scala ca să-l potriviți pe golul dorit. Sau puteți merge la edit, blueprint. Și de aici, cel care face treaba este actorul în sine. Ce anume vreți să păstrați din actor e treaba voastră. Dacă nu vă place planul, suport sau textul, nu vreți să aveți niciun text, puteți să-l ștergeți. Dacă vreți să schimbați, să modificați materialul planului, îl puteți modifica de aici. Iată, putem căuta materialul și putem schimba cu alte instanțe pe care le-am făcut pe aici în Animated material, să știți că aveți o colecție, o mică colecție de materiale. Și dacă vreau să-l aplic, trebuie să văd concomitent obiectul selectat, adică planul acesta și cu acesta, să văd slotul de material și să draghez materialul cel nou aici. Așa. Sau aveți aici tot felul de alte materiale drăguțe. Ok. Dacă am modificat blueprint-ul, modificările se vor face pe toate instanțele lui. Dacă modific actorul care e pus aici în scenă, de pildă destination text de aici și nu din blueprint, o să pot pune un text la fiecare portal. Asta ar fi către criptă. Și de unde știe, trebuie să-i spun undeva, există o variabilă pe care o puteți modifica dacă selectați părintele change level, go to level. Aici trebuie să-i spuneți exact numele levelului. Deci nu către criptă, ci Iosif. Și acum fac același lucru în Iosif. Aduc portalul de aici sau de aici. Știu că îl cheamă după change level. Îl așez aici. Îl poziționez. Îi modific numele. Destinația este către Atriu. Iar levelul unde trebuie să meargă este Anton. Save. Și acum putem să probăm. Și ne plimbăm. Teleportarea se va întâmpla când ajung cu arcul de teleportare în zona dorită. În zona de în apropiere. O să probez și aici teleportarea. Gata. Acestea au fost primele două unelte pe care am vrut să vi le arăt. Bupă Sunsky și Change Level.